Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Alp și Sla au fost decriptate. Alp se alătură seriei în locul lui Doukan. Tensiunea dintre Doukan Gungor și Sla Terkolu a atins cote foarte ridicate. Atât de mult încât după această tensiune dintre Doukan și Sla, care nu au ajuns să fie cot la cot pe platou, regizorul Ketke a devenit nervos. Deci toți actorii au plecat în vacanță cu filmările episodului final, regizorul Ketke este foarte incomod de această situație. Deci rămâne neclar dacă Doukan Gungor va continua serialul. Includerea unui nou actor principal în serial a fost pe ordinea de zi. Și cine este acel actor? După cum se știe, au existat constante zvonuri de dragoste despre Sla Terkolu și Alp Navruz. Motivul apropierii lui Sla și Alp a devenit clar. Serialul Heartsticker al lui Alp Navruz se încheie cu al 28-lea episod. O altă serie de la compania de producție Gold Production se încheie în acest sezon. Faruk Turgut, al cărui singur serial Kizilcik Sherbet va intra în al doilea sezon, ia în considerare consolidarea echipei. Kizilcik Sherbet va apărea cu o distribuție mai puternică în sezonul 2. Un al doilea rol principal va fi inclus în serial, iar personajul Fatih va continua în serie ca răufăcător pentru încă câteva episoade. Deci cine crezi că ar trebui să fie actorul care urmează să fie inclus în serial? Halil Brahim Ceyhan este numărul 1 pentru noi toți. Sunt conștient de asta, te întreb despre a doua ta preferată. Sosirea lui Alp Navruz va duce seria și mai sus. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!